În urmă cu ceva timp, în Parlamentul României a fost votată o lege care urmărea reluarea lucrărilor ce au fost abandonate la hidrocentralele de pe Jiu. Legea a fost adoptată cu un număr mare de voturi din partea parlamentarilor, fiind inițiată de parlamentarii PSD. În cursul ultimei sesiuni parlamentare, Parlamentul României a votat o lege prin care se urmărea reluarea lucrărilor abandonate la hidrocentralele de pe Jiu. O lege adoptată cu o largă majoritate parlamentară, o lege inițiată de către parlamentarii PSD exclusiv, dar cu care au fost de acord și colegii noștri din coaliție. Această lege a fost mai apoi contestată la Curtea Constituțională de către Uniunea Salvați România și aplicarea acesteia a fost blocată până la pronunțarea hotărârii Curții Constituționale. Din păcate, ulterior adoptării legii, cei de la Uniunea Salvați România au contestat la Curtea Constituțională această lege și practic au blocat aplicarea ei până la pronunțarea hotărârii unei curții constituționale. Finalizarea acestor lucrări, după cum prevedea legea respectivă, ar fi avut ca termen anul 2025, însă decizia USR de a ataca legea la Curtea Constituțională a produs un deficit major pentru cei de la Hidroelectrica. Problema este că în lege, legea respectivă era prevăzut un termen până în anul 2025 pentru finalizarea acestor lucrări, iar neaplicarea legii din cauza deciziei celor de la USR de a ataca la Curtea Constituțională această lege produce probleme majore, un deficit major pentru cei de la Hidroelectrica. Claudiu Manta, deputat PSD, a mărturisit faptul că nu a găsit o explicație pentru acțiunea celor de la USR, însă speră la o decizie favorabilă de la Curtea Constituțională, astfel încât lucrările să fie reluate, iar românii să beneficieze din nou de energie la prețuri mici, dar și de locuri de muncă bine plătite pentru Gorj. Sincer, nu înțeleg de ce au făcut cei de la USR această contestație la Curtea Constituțională, însă eu sper că odată cu o decizie favorabilă pe care o va da Curtea Constituțională, cei de la Hidroelectrica se vor putea reapuca de lucrări astfel încât să avem din nou energie ieftină pentru români și câteva zeci, poate chiar câteva sute de locuri de muncă bine plătite pentru Gorj.